Stimată doamnă consilier de stat prezidențial, excelență domnule ambasador, domnule președinte, doamnă manager, doamnă director executiv, Cristian. Numele meu este Georgiana Coșoveanu, distinși oaspeți, invitați, participanți. Sunt Senior Governmental and Corporate Affairs Manager în cadrul Johnson & Johnson România și Projective Leader al Hacking Health Hackathon. Alături de dumneavoastră și alături de echipa Smart Everything Everywhere, vă vom fi gazdă pe parcursul acestor două zile. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Prezența dumneavoastră aici înseamnă mult și suntem convinși că împreună vom construi și vom participa împreună la dezvoltarea e-health în România. Așa cum știți, suntem la cea de-a doua ediție consecutivă a acestui proiect important și cel mai mare hackathon pe teme de sănătate din Europa Centrală și de Est. Această inițiativă, proiectul Hacking Health Hackathon, a început anul trecut la inițiativa Johnson & Johnson România și l-am implementat împreună și colaborare cu Smart Everything Everywhere. Cum ne-a venit această idee, poate vreți să știți? Pentru că, pornind de la spiritul Johnson & Johnson, Johnson & Johnson este o companie internațională, una dintre cele mai mari companii care dezvoltă soluții pentru îngrijirea sănătății, fie că vorbim de medicamente inovatoare puse la dispoziție prin Janssen, compania farmaceutică, fie că vorbim de îngrijirea bebelușilor, Johnson Baby, sau îngrijirea personală din gama Petit Marseille, sau chiar de dispozitive medicale din Ethicon. Scopul nostru este același, de a îmbunătăți calitatea vieții noastre, a tuturor, astfel încât să ne bucurăm de o viață mai bună și în același timp să dezvoltăm împreună sistemul de sănătate și health în România. Noi suntem în continuare alături de dumneavoastră și vrem să vă spunem că această inițiativă vine în contextul în care România este unul dintre cele mai mari hub-uri de IT din regiune, precum și în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății, prin Agenda de Dezvoltare Sustenabilă, recomandă statelor să contribuie la accesul tehnologiei în domeniul sănătății și la creșterea tehnologiei în domeniul sănătății. Avem astăzi alături de noi membrii juriului de anul acesta, pe care o să vă prezentăm ulterior. Avem mentori care se vor ocupa pe parcursul acestor două zile să vă fie alături, să vă ghideze în drumul vostru de a dezvolta idei și soluții. Apoi, mâine, jurul va delibera cele trei premii câștigătoare. Premii câștigătoare a către $5,000 fiecare, fonduri PRISID, care vor beneficia în continuare pe perioada următoarelor 6 luni de mentorat din partea Smart Everything Everywhere și a noastră pentru a ne asigura de această continuitate. Sunt convinsă că soluțiile care vor fi dezvoltate, ideile și soluțiile digitale pe care le veți dezvolta, toate vor avea un impact pozitiv asupra stării de sănătate a noastră a tuturor, precum și la dezvoltarea digitalizării în România. În continuare vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici și doresc să vă mulțumesc și pentru că sunteți alături de noi în această platformă de colaborare pe care am dezvoltat-o, Hacking Health Hackathon, ediția a doua de data la aceasta, prin care dorim să contribuim și noi să facem un pas la această digitalizare și health în România. Vă mulțumesc! Acum îi dau invit alături de mine pe președintele Smart Everything Everywhere, Dan Echita. Dan, te rog! Mulțumesc, Georgiana!
Dacă îmi permiteți și având cumva în vedere și caracterul internațional al subiectului pe care îl discutăm, aș vrea să vă prezint puțin în limba engleză. Dear Madam State Councillor, Your Excellency, dear guests, I am just going to talk briefly a little bit about our organization, what makes us be here with you, and what has generated this wonderful collaboration with Johnson. I gotta start by saying that this organization we founded in 2017. It's basically a tripod with three people. It's me and Diana. Diana, would you stand up a little bit? And Tudor, who's running around here, taking care of making sure that everything is running smoothly. And I'm really, really happy to have such co-founders, amazing people in this team. So our organization deals with digitizing everything everywhere, right? We are focused mostly on issues that are of importance at the European level, but also in the transatlantic relationship in our partnership with the United States. We believe that the future is digital, that Romania's future is digital, and all of the projects that we do are basically focused on this credo. Some of the projects that we run, other than the hackathon that we're really, really proud of, this is the second edition, and it's one of the very successful projects, as you can see, and you'll see at the end when you guys are presenting your projects how actually successful this is. We also run every year a forum called the Digital Romania International Forum. We try to bring the conversation on digitization basically to the forefront of the public opinion and in front of decision makers. We also have a project that deals with supporting and encouraging women to take up a career in digital. And I just want to pause for a second and give you a very interesting statistic. So at the European level, there are about 16% women in the field, in the digital field. Romania, on the other hand, has about 25 to 26% women in the digital field, which is amazing. It's actually the second best rate of women participation in IT, and I see we have quite a few women in the participants, and I'm really, really happy that we have that. We are also building an innovation hub. We've been building it for quite some time because we're building it with state institution. It's taking a little bit longer, but it's going to be out there soon. And so this is just an idea of the projects that we do. Why is that relevant? I think it's relevant because you will be working on projects here today that deal specifically with developing something, an application, a platform for e-health. But just know that our role as mentors and as supporters of your projects, we have all these capabilities and projects where you can plug in, where you can get support for everything that you do. I'm gonna stop here. I wanna thank all of our guests for their support, our strategic partners, the US Embassy and AmCham, for their continued support. Of course, the Romanian presidency has been with us from day one. And if you look on the agenda, I wanna say one more thing. If you look on the back of the agenda, you'll see all of our partners, and of course this event would not have been possible without them. And of course the most thanks go to the Johnson & Johnson team, who have been, you know, the drivers of the project, the initiators of the project, and it's really amazing that a company like Johnson, a multinational, is actually supporting entrepreneurship, is supporting innovation with such passion and with such a passionate team. Thank you. Thank you so much. It is now my pleasure to, speaking of Johnson, to introduce Mr. Christian Rautzet, who is the leader of Johnson & Johnson in Romania
and one of our great supporters. Thank you, Christian. Thank you. Good morning, everybody. Thank you very much for coming here this morning. This is an amazing morning. It's the second edition of our Hacking Health Hackathon, and it's probably one of the most amazing hackathons in Central Eastern Europe. And I'm incredibly pleased to be here. As mentioned, I'm Christian Rotzeff, the Managing Director of Johnson & Johnson. And the most amazing thing for me this morning was to see familiar faces. And I could point at you and say I saw you here last year, many mentors, some of the participants, but more importantly, some of the people that are here. But on behalf of Johnson & Johnson, I'd particularly like to welcome you. And we're fortunate to have very many distinguished guests here this morning. And the State Councillor with the Presidential Administration, Mrs. Dr. Pohn, thank you very much for coming. I've said it before, but you're somebody who speaks but does as well. So I appreciate you being here. Your Excellency, Mr. Ambassador Klem, thank you very much for coming, for getting you out of bed early this morning. The President of the National Insurance House, Mr. Volkanescu, thank you for your partnership this year and the vision that you have for healthcare. I appreciate that a lot. The manager of the Fundeni Clinical Institute, Ms. Dr. Orban, thank you very much for coming. Good to see you out of the office. You do amazing work, so thank you for coming. And then Anka Harasim, the Executive Director of AmCham, the American Chamber of Commerce, which I think is clearly a true partner. Now, if you came here to develop an app or to develop a platform for yourself, maybe you're in the wrong group. The reason we're all here is for the patients. And I really want to focus and remind you of that. We've got amazing skills and abilities that we're going to put together so that patients can have better access to healthcare. So don't forget that. When you're exhausted tonight or tomorrow early morning, the reason you're here is for patients. And the reason we as an organization are here is because of the patients. And we live by a Johnson & Johnson credo that has been around for 75 years. And the very first paragraph talks about the patients, the doctors, the nurses that use our medication. And there are four parts to our credo, but the first part talks about the most important, and that's patients. And the second paragraph talks about our employees, the third about the environment we work in, and lastly, the shareholders. Because we believe if we're able to touch patients' lives, our business will do well. And it's a great achievement for us and for me personally to be here. And last year, I remember some of the time it was raining. And in my culture in South Africa, if it rains on your wedding day, you're going to have a great wedding. And it rained a lot that weekend, and we had a fantastic weekend. With over 100 people, 21 fantastic projects were developed. And the most amazing thing was that after 6 months of mentoring, the three winners have something tangible that we can actually use and that will impact people and patients' lives. And this is only possible through a partnership with everybody in this room. American Chamber of Commerce, our government authorities, hospitals, the insurance house. Without you, this is not possible. Our partners from Smart Everything Everywhere, you guys want to digitalize everything everywhere, and I think that's what we need to do. Because if you haven't noticed, the unmet medical need in Romania is significant. And it's an opportunity to be able to improve that. And when I left home this morning, my son looked at me in my suit, and he said, the hackathon. And he's a 10-year-old. And he said to me, Dad, you guys are doing a great thing. Because you're taking IT and you're putting it together with health. And you're going to get something good. So here's a 10-year-old who sends me out of my home in a tie and a suit saying we're doing a good thing. And you are doing a good thing. And as a company, we have pharmaceuticals, medical devices, and then over-the-counter products. And we're really a family that has decided 2 years ago to take the ITC sector and put it together with health.
Because we shouldn't be talking about e-health, we should be talking about health. Because if I said to you, where is your wallet this morning? You probably have to think. But if I said to you, where is your mobile phone? Your hand will immediately go to where your mobile phone is. And that's what we need to do, is healthcare needs to live together with IT. Because the right word for this weekend is evolution. Not a revolution, an evolution. Because we want to be agile and align healthcare to technology. Now imagine, just imagine for a moment, that doctors and you can have access to your medical records immediately, with no delay. That you didn't have to wait for appointments to make an appointment. That you didn't have to sign paperwork. That your medical records were analyzed immediately and you got the results and the results could be interpreted. That our payers can track every expense in the system and know where is a county or a place or a hospital where we have concerns and we need to intervene very quickly. Imagine a place where patients recover quicker because of IT. And we shouldn't just imagine that, because if I look at the projects that were developed last year, there's some tangible things. This is not a story or a fiction, a science fiction event. This is something real. And I really want to challenge you is be bold this weekend. Be part of the evolution where you actually go and say, how do we support the healthcare system and potentially even change it? Because imagine when you are in your late 60s and you're a bunika sitting outside your home and you can say to your grandchildren, I made a difference in this healthcare system. That platform that is operating, I was behind it. I met on a weekend in November with people I never knew, and on Sunday, we came away with something that's changing people's lives. So, the motto will be evolution this weekend. So, are you going to join me in an evolution? I've been here in this amazing country for 3 years, and I can see that there is incredible talent. And I look at many of you, and many of you are younger and better looking than I am, and probably a lot smarter as well, and that's why you're in the room. You've got fantastic mentors who are going to guide you through the weekend to help you make great decisions. And I want to thank you for that, because if we really are committed to what we're doing, I want to say we're with the community for the community. In South Africa, and some of you might have heard it, we talk about a piece of, you know, fluff on your jacket. You can't take a piece of fluff off your jacket with one finger. You need two to be able to pinch it. And it's about with the community, for the community, because we live in the society and we will change it. And at Johnson & Johnson, one of our driving forces are that we blend heart, science, and ingenuity, and listen to this, and it's aspirational, to profoundly change the trajectory of health for humanity. And this is a small grain of sand that we're putting on top of each other to make something heavy and something powerful. So I want to say to you is best of luck for the weekend. Sorry that you might go home on Sunday exhausted. I remember last year seeing a number of people sleeping completely exhausted. But you know what? Inside, they were inspired. Because they actually decided that there was going to be an evolution to change the outlook for patients and for the remaining society. So thank you very much for coming. I promise you, it will be a success. So thank you for coming, for disrupting your private lives to come and do something amazing. Thank you very much. Amen, Christian.
dați-mi voie, vă rog frumos, să o invităm alături de noi pe doamna conferențiar universitar, dr. Diana Loreta Păun, consilieră de stat administrația prezidențială. Mulțumim frumos, a fost alături de noi și anul trecut, este și anul acesta. Mulțumesc, Georgiana. Bună dimineața tuturor. Vă mărturisesc că mi-este greu să vorbesc cu tot Cristian. A avut un discurs cu totul special și îi mulțumesc în numele dumneavoastră pentru această inițiativă cu totul specială și vă asigur că va fi un succes, pentru că știu. Excelența voastră, stimat prezidiu, dragi organizatori, dragi invitați, anul trecut, cu prilejul primei ediții a Hacking Hell Hackathon, îmi exprimam convingerea că inițiativa venită din partea Johnson & Johnson și Smart Everything Everywhere se va bucura de consecvență. Rezultatul cooperării între o companie orientată către dezvoltare de idei, produse și servicii inovatoare în sănătate și un ONG ce promovează de la bun început transformarea digitală a României, nu poate fi decât acesta. Mă bucur de spus că am creat o tradiție în a descoperi și valorifica potențialul de dezvoltare al țării noastre în direcția digitalizării în sănătate și vă asigur de întreaga susținere a președintelui României. Ediția din acest an are însă o semnificație deosebită, pentru că 2018, anul centenarului Marii Uniri, are o semnătate deosebită pentru noi români. Este anul în care valorile și reușitele trecutului, nu puține de altfel, se împletesc cu planurile noastre de viitor. Viitorul în medicină înseamnă inovare, medicină personalizată, soluții e-health și sisteme de sănătate sustenabile. Pentru că discutăm despre viitor, profit de ocazie să aduc în discuție și momentul preluării de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Deoarece, printre prioritățile pe area sănătății, se regăsesc soluțiile e-health. În sfârșit, actorii principali în acest domeniu al viitorului sunteți voi. Voi, tinerii, în ochii cărora am întrezărit și întrezăresc în continuare de fiecare dată ceea ce poate altora le lipsește, pasiune și entuziasm. Cu toții ne dorim o schimbare a sistemului de sănătate în România. Ne dorim, așa cum ne spunea și Cristian, un sistem de sănătate performant, sustenabil, o schimbare a sistemului la care să contribuim și noi. Voi, cei care v-ați înscris la acest hackathon, cu proiecte care vizează prevenția, telemedicina, medicina personalizată, ne redați speranța că, în final, acest lucru se va întâmpla. Viziunea mea este una pragmatică și privesc acest hackathon ca pe o oportunitate extraordinară de valorificare a potențialului uman inestimabil pe care România îl deține, în special în sectorul IT, prin prisma susținerii financiare. Nu ducem lipsă de idei și de proiecte, însă, din nefericire, de multe ori aceste idei rămân la acest stadiu. Spuneam că viitorul va aparține vouă, tinerilor, fapt ce vă responsabilizează. Însă ne responsabilizează și pe noi în egală măsură, revenindu-ne datoria de a vă sprijini prin consiliere și mentorat, dar mai ales prin resurse financiare, implementarea proiectelor pe care voi le creați. De aceea sunt onorată să fiu membru al jurului pentru al doilea an consecutiv. Dar trebuie să vă mărturisesc că misiunea mea nu este deloc ușoară, pentru că știu cu ce proiecte frumoase veniți și este foarte greu să alegi dintre ele pe cel mai bun sau pe primele trei cele mai bune. Vă felicit însă pentru faptul că v-ați înscris la acest hackathon și vă doresc mult succes tuturor. Ne revedem mâine! Thank you, Madam State Councillor, and thank you for your and the President's continued support.
Now it's my distinct pleasure to introduce Ambassador Hans Klemp, who has been a long-time supporter, not just of our work, but of Romania and our shared values of democracy, of the rule of law, of predictability and stability in Romania, for basically supporting our economic prosperity and our security. I want to take the opportunity to thank Ambassador Klemp for everything that he has done, not just for us again, but for Romania. And thank you for being with us today. Thank you, Dan, for that overly kind introduction. Doctor, Madam State Secretary, ladies and gentlemen. First, let me congratulate Georgiana and Christian and, of course, Johnson & Johnson for hosting this second annual health hackathon, and also the primary collaborators, SMART, Everything, Everywhere. You might be wondering why the United States Embassy is a partner of this effort. As Dan suggested, one of our priorities is to promote prosperity, the prosperity of the United States, together with our strategic partner, Romania. And a lot of the work is about trade and investment between our two countries, but also is involved with supporting great American companies like Johnson & Johnson, who are doing tremendous work here in Romania, including sponsorship of events like this. But also in our goal of improving the prosperity of both of our countries, we do work in health and education, but also entrepreneurship, and trying to support the development of a startup aquaculture in Romania, of innovation, of digitalization, with the goal of securing a more prosperous, a strongly democratic, healthier, better educated, more innovative Romania. Because we believe that if we have this Romania as a strategic partnership, a strategic partner, sorry, it will be a great benefit to the United States. Hackathons, you're not alone. Hackathons, last year when I spoke, I remember I referred to the first hackathon back in the 1970s or so. In the United States, they are seen by industry specialists, both in IT as well as in health, as a primary means of developing innovations that can lead to better health outcomes. Johnson & Johnson, for example, not only sponsored the hackathon here in Bucharest in 2017, but also one at the Massachusetts Institute for Technology. So you are in the same community as MIT and the finest engineers, the finest IT students, the finest developers of artificial intelligence, the finest doctors in the world that are found at institutions like MIT. And you are essentially collaborating exactly with that community, so I congratulate you on that. Let me close by just encouraging you, as Dan and Christian did, to take this opportunity to work hard, to be innovative, to come up with great ideas and new applications. And Christian, I think your son was exactly right. You are doing the right thing here this morning. Thank you. Good morning. Thank you so much, Mr. Ambassador, Excellency, for being with us. Now I'd like to invite Mr. Răzvan Vulcănescu, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un promotor a e-health în România. Vă mulțumim frumos pentru că sunteți azi alături de noi și veți fi și în jur. Mulțumesc și eu, Georgiana.
Your Excellency, Mr. Ambassador, doamna consilier de stat, distins juriu și prezidiu, stimați invitați, dragi prieteni. Este într-adevăr o cinste pentru mine să fiu astăzi prezent la cea de-a doua ediție a Hackathonului, cu regrete pentru faptul că nu am putut fi prezent și anul trecut, dar cu puria și convingerea că, de fapt, toți cei care sunt astăzi aici sunt, de fapt, câștigători. Și nu numai ei, dar, așa cum spunea și Christian, cred că adevăratul câștigător și beneficiar trebuie să fie pacientul nostru român. Spun asta pentru că am dat-o convingerea că digitalizarea este un act de transcendență. Și mai ales în contextul, așa cum spunea și doamna consilier de stat, în care ne aflăm în fața uneia dintre cele mai mari provocări pe care România o are la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, începând cu primul cu ianuarie 2019, cred că putem să transformăm o responsabilitate într-o oportunitate. Și cred că cea mai bună oportunitate pentru noi este să putem să avem capacitatea să identificăm, să susținem și să promovăm adevăratele valori pe care le avem. Iar pe sectorul de IT, nu cred că mai există absolut niciun dubiu din partea nimănui, că este o zonă de excelență cu care România trebuie să iasă în față și să promoveze exemplele de succes pe care le avem și pe care putem să le diseminăm, putem să le implementăm la nivel european. Cred cu convingere, totodată, că cele două, cele mai importante valori după care ar trebui să ne ghidăm sunt informația și timpul. Am mai făcut această afirmație, dar vreau să devină chiar un leitmotiv. Este foarte important să avem capacitatea să utilizăm informația, să utilizăm datele pe care le avem la dispoziție pentru a cumpăra timp, pentru a cumpăra speranță. Pentru cine? Pentru pacienți. Pentru cine? Pentru profesioniștii din domeniul sănătății, pentru tot staful medical, care asistați de o tehnologie care să funcționeze, care să fie optimizată, să poată să ofere predictibilitate, să poată să ofere un tratament personalizat pentru toți pacienții pe care îi tratează. Și nu în ultimul rând, de ce să nu avem capacitatea să administrăm mult mai bine timpul și din punct de vedere al instituțiilor publice, care odată asistate de un sistem informatic performant, pot să ia deciziile subsecvente necesare. Spun acest lucru pentru că, în urmă cu o lună de zile, instituția pe care o conduc a depus probabil cel mai important proiect pe care ne dorim să-l derulăm în următorii 3 ani de zile. Este un proiect de valoare, un proiect cu implicații multiple și un proiect care își dorește să asigure, printr-o implementarea unui concept de data mining și de business intelligence, a capacităților noastre de a gestiona absolut toate datele medicale pe care le avem în sistem, pentru a putea să generăm ceea ce vă spuneam mai devreme. Pentru a avea capacitatea, tocmai bazându-ne pe informațiile reale din sistem, să putem să luăm decizii cu privire la necesitățile de modificări legislative, argumentarea mult mai bună a bugetului și, de ce nu, în ultimul rând, chiar și minimizarea sau eliminarea oricărei tentative de fraudare a sistemului. Sunt proiecte ambițioase, dar sunt proiecte la care, evident, avem nevoie de toată susținerea. Și cred că toți cei astăzi aici prezenți pot să fie alături de noi. Ba chiar mai mult decât atât, lansez deja o invitație și o provocare și un angajament din partea instituției noastre care își dorește pe mandatul președinției Consiliului să organizeze tradiționala conferință pe domeniul e-health, ca, virgulă, câștigătorii de aici să fie partenerii strategici ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în promovarea, în pregătirea, în gestionarea evenimentului pe care ne dorim să-l facem anul viitor. Felicitări organizatorilor, felicitări tuturor celor prezenți și mult succes! Mulțumim, domnule președinte, mulțumim pentru provocarea pe perioada președinției României și a faptului că cele trei proiecte câștigătoare vor fi parteneri strategici, deci atât mai mult dorința de a câștiga este mult mai mare.
Acum permiteți-mi, vă rog, să o invităm alături de noi pe doamna conferențiară universitară, dr. Carmen Orman, managerul Institutul Clinic Fundeni, cel mai mare furnizor de servicii medicale spitalicești din România. Mulțumim frumos! Numai în echipă. Mulțumesc acestor tineri minunați și mulțumesc doamnei consilier că a pus punctul pe ei și a spus că tinereța dumneavoastră și dorința dumneavoastră de a face lucruri minunate o să aibă rezultate finale și beneficiarul va fi pacientul și acest lucru mă face să mă simt și eu tânără, pentru că cu toții avem de fapt același țel. Mulțumesc asociațiilor de pacienți pentru că de fiecare dată ne trag de mânecă, fac parte din viața noastră și participă la toate proiectele care, cu siguranță, ajută la îmbunătățirea unui act medical corect în țara noastră. Aș vrea puțin să ieșim din cotidianul discursurilor academice și să vorbim puțin mai particular și îmi cer scuze pentru acest lucru, dar aș vrea să recunoaștem și putințele și neputințele sistemului sanitar și, de ce nu, putințele și neputințele unui spital. Este clar că toate spitalele beneficiem de sisteme informatice, unele mai avansate, unele mai puțin avansate, dar că cu toții ne dorim, de fapt, un sistem informatic extrem de funcțional, așa cum vedem toți care avem ocazia să ieșim afară, să vizităm spitale europene sau spitale americane și ne uităm și vedem cum lucrurile funcționează extraordinar de bine și cum apăsăm pe un buton, ai acces la orice informație despre pacient, ai acces la informațiile anterioare despre spitalizările pacientului, ai acces în timp real la starea pacientului, la analizele pacientului în timp real, la starea lui atunci, în acel moment. Și ne-am dorit și noi acest lucru. Și cred că este foarte ușor. Dacă vrem, putem. Este foarte adevărat că eu, la preluarea mandatului, am avut foarte multe piedici în implementarea sistemului informatic deja existent în spital, pentru că, pe de o parte, înțeleg, lipsa de personal duce la această neputință, dar și voința a împiedicat foarte mult accesul acestui sistem informatic, care are și plusuri și minusuri. Dar dacă vrei, se poate. Eu, beneficiind de continuitatea unui management la Spitalul Fundeni, am reușit să arăt unora că se poate și să se vadă unele rezultate. Și repet, nu este meritul meu, este meritul continuității. De aceea, cred că acest eveniment al dumneavoastră extraordinar, dacă reușiți să-l continuați și se pare că cu certitudine va fi din ce în ce un succes major, va duce la rezultate extraordinare și, de ce nu, în final, la beneficii majore pentru pacienții noștri. Mulțumesc tuturor! Mulțumim mult, doamna dr. Orman. Îmi face plăcere acum să invit pe doamna Anca Harasim alături de noi. Anca Harasim este directorul executiv al AmCham și tot așa încă de la început din prima zi alături de noi. Mulțumim mult, doamna. Bună dimineața, stimate prezidiu și stimați participanți. Mă aflu aici pentru a doua oară la lansarea celui de-al doilea hackathon și nu pot decât să mă bucur pentru că, pe de o parte, ceea ce a început anul trecut ca un vis frumos, în anul acesta se consolidează ca o inițiativă stabilă și de termen mai lung. Și așa cum spunea și Cristian, anul acesta toată inițiativa este pusă sub spectrul evoluției. Deci, practic, ceea ce o să vedem astăzi, ca la finalul zilei de mâine, prin proiectele care vor fi făcute, este o evoluție și o contribuție pentru beneficiul pacientului.
Vreau să felicit în primul rând Johnson & Johnson pentru că a demonstrat și demonstrează și prin această inițiativă faptul, modul în care o companie responsabilă se conectează la problemele societății, găsește și creează parteneriate în jurul său pentru un impact mult mai mare decât ar fi putut să-l facă singur. Pentru că suntem în healthcare, deci practic e partea de grijă, partea de ce putem să contribuim și cum putem să contribuim altfel decât business-ul de miezul de business al companiei, punându-ne pe toți împreună și pe toți împreună în beneficiul pacientului. De ce Camera de Comerț Americană este alături de această inițiativă? Este în primul rând pentru că suntem alături de membrii noștri, cum spunea și domnul ambasador, alături de ambasadă, sprijinim cu toate companiile membre MCM în demersurile lor și încercăm în măsura în care este posibil să putem să aducem bune practici sau felul de a face business sau partea de responsabilitate socială a companiilor care este parte din felul tradițional de a face business în Statele Unite și să le putem translata și demonstra și beneficiile acestui mod de lucru care este integrat și care este, în primul rând, vine dintr-o perspectivă responsabilă, așa cum am mai spus. Mai este un motiv pentru care suntem alături de acest demers, pentru că el se încadrează și chiar pot să spun că anul trecut, când am fost la acest eveniment, preocupările sau locul în prioritățile MCM legate de digitalizare nu era atât de înalt precum este acum. Deci ne-ați inspirat și pe noi, ne-ați ajutat să ne focalizăm mult mai bine, să vedem care sunt prioritățile noastre, astfel încât astăzi sunt bucuroasă să și raportez în fața dumneavoastră că între timp ceea ce am făcut pe de-o parte a fost să ne uităm la felul în care organizația noastră se poate folosi de instrumentele digitale pentru a servi mai bine comunitatea de business, nu numai membrii noștri, dar comunitatea de business largă. Și am început lucrul la o platformă digitală care va fi construită pe modelul platformelor din Silicon Valley și care va aduce business-uri împreună pentru a genera mai mult business între companii, pentru strângere de fonduri, pentru recrutare, pentru crowdfunding, pentru orice nevoie de business. Și în felul acesta răspundem și unor nevoi, în principal de a crește afacerea și folosind un instrument digital. Nu în ultimul rând, aș vrea să mai menționez aici, deși demersul a fost amânat un pic, nu vreau să dau vina pe președinție, dar a fost un element important care a contat în evaluarea noastră. Ce ne propunem și o să facem anul viitor este de a invita un număr de oficiali guvernamentali și din Parlamentul României, alături de oameni de afaceri, să ni se alăture într-o delegație care va merge în Silicon Valley, Seattle și San Francisco pentru a vedea care sunt tendințele de dezvoltare în principal în zona tehnologiei, informației cu inteligența artificială, partea de digitalizare. Deci este o experiență educațională, dar la finalul ei, intenția noastră este ca să putem să creăm aceste parteneriate, ceva similar demersului din această dimineață, în care împreună să putem să venim cu soluții, inclusiv de politici publice, care să incorporeze digitalizarea în administrație, dar și în zona de business. Așa că sper ca anul viitor, când ne revedem, să putem să împărtășim cu dumneavoastră alte reușite sau altă contribuție pe care am adus-o în felul nostru, cu putințele noastre, într-un scop comun și acela este de a vedea cum putem să lucrăm împreună și care sunt energiile și creativitatea pe care o putem pune în slujba cetățeanului, aș extinde de la pacient la cetățean, astfel încât viața fiecăruia dintre noi să fie mai bună.
Felicitări încă o dată și mult succes participanților. Aș dori să completez că succesul nostru este datorat și colegilor mei, Johnson & Johnson, dar și Smart Everything Everywhere, care ne-au ajutat să facem împreună acest vis să devină realitate și să-l implementăm de două ori. Toate aprecierile merg și către Smart Everything Everywhere, Dan, Nikita, Diana, Bob și Tudor. Ambii, atât Johnson & Johnson, cât și Smart Everything Everywhere, sunt membri AMCEA. În continuare, aș dori, înainte să mergem la prezentarea jurului, doar o secundă, să vă spunem câte ceva despre ce s-a întâmplat anul trecut. 5 membri în juriu, mentori, 132 de participanți înregistrați, din care au fost selectați 100, și cele 3 proiecte câștigătoare. 21 de proiecte cu soluții digitale care au continuat pe parcursul dezvoltării lor. Câteva poze așa de anul trecut care ne-au rămas de impact asupra noastră. Mă opresc asupra celor 3 teme de anul acesta care se adresează pe de-o parte contribuției pentru prevenție și dezvoltare acces la tratamente inovatoare în România pentru pacienți și pentru noi cetățenii, pentru o viață mai bună, accesul la servicii medicale inovatoare și oportunitățile digitale în acest sens și oportunitatea oferită de Big Data și telemedicină, cele 3 teme cheie ale anului acesta. Și acum îmi îndrept atenția către membrii juriului, cărora le mulțumim pentru această oportunitate, șansă, deschidere, disponibilitate de a fi alături de noi în acest weekend. Doamna conferențiar universitar doctor Lorena Păun, Diana Lorena Păun, mulțumim din suflet. Dânsa este consilier de stat de la 1 iunie 2015, absolventa Facultății de Medicină și doctor în medicină a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davira din București, medic primar, endocrinolog și conferențiar universitar la disciplina endocrinologie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. A lucrat în cadrul Institutului Național de Endocrinologie, ca PARHON, ca medic, cercetător, cadru didactic, iar în perioada 2006-2015 ca manager al instituției. Doamna Păun deține un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate și a absolvit programul de master Management al Sănătății Publice și al Serviciilor de Sănătate. A urmat mai multe programe de perfecționare în management, de auditor în domeniul calității, de formator și expert în achiziții publice. Este membru în asociații profesionale naționale și internaționale, membru al chapter-ului din România al American Association of Clinical Endocrinologists și președinte al acestui interval al acestuia în intervalul 2011-2012 și 2017-2019. Dacă doriți. Da. Mă îndrept mai departe spre următorul nostru membru al jurului, domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Răzvan Teohar Vulcănescu, care a fost cel mai tânăr oficial care s-a alăturat echipei de conducere al Ministerului Sănătății în 2012 și de atunci a rămas o prezență constantă în managementul sistemului de sănătate din România. Are peste 15 ani de experiență în cadrul structurilor administrative guvernamentale, centrale de sănătate și în prezent conduce Casa Națională, o instituție publică responsabilă cu contractarea și rambursarea tuturor serviciilor medicale furnizate de sectorul public și privat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, gestionând un buget anual de peste 7 miliarde de euro. Instituția pe care o conduce este de asemenea responsabilă de implementarea și coordonarea componentelor e-health, precum prescripția electronică, cardul electronic de sănătate, dosarul electronic al pacienților și se angajează să facă e-health, e-sănătatea, o prioritate majoră a președinției României la Consiliul Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie 2019.
Răzvan Vulcănescu a condus echipa care a elaborat noua strategie națională de sănătate 2020, document strategic care facilitează accesul la resurse financiare europene în perioada 2014-2020 și a gestionat fondurile acordate României pentru implementarea programelor HIV, tuberculoză și alte proiecte. Acum invit alături de mine pe Diana Pop, vicepreședinte Smart Everything Everywhere, care mă va ajuta mai departe în prezentarea membrilor juriului, care provin din partea de ITC, antreprenoriat. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Georgiana! Nu sunt doar partea de ITC, mai avem și intermediul echipei Johnson în juriu, dar voi continua eu și voi invita pe membrii jurului cei care sunt aici. Voi continua cu Dan Călugăreanu. Dan este implicat în ecosistemul de IT din România, mai ales este menționat faptul că a investit efectiv în startup-uri de succes românești, dar îl voi lăsa pe el să vă spună câteva cuvinte. Mulțumesc, Diana. Doamna consilier, excelență, domnule președinte, doamna manager, doamna Harasim, Cristian, vă mulțumesc foarte mult că ați făcut posibil acest eveniment și am pus vrea să spun doar o propoziție despre mine, încerc să conduc Hangers România. Dar eu sunt un tip practic și aș vrea să vă spun un mesaj celor care ați venit să programați, să construiți ceva extraordinar aici. Fraților, folosiți toți oamenii pe care îi vedeți în fața voastră, folosiți-i cu adevărat, pentru că nu vei mai prinde de acum încolo atât de apropiați unii de ceilalți și trebuie să vă gândiți că în acest moment voi aveți o idee, un așa zis startup, adică cea mai mare posibilitate de a aduna o mână de oameni doar pe baza unui plan. Ori, de acum încolo nu mai doar plan, trebuie să devină realitate. Și pentru asta va fi nevoie să folosiți orice se numește mentor, angel investor sau networking din jurul vostru, astfel încât să folosiți orice unealtă ca să transformați ideea aceea minunată pe care o aveți într-o execuție, într-un proiect real pe care îl veți folosi după aceea. Mulțumesc! Mersi! Mulțumesc, Dan! Mergem mai departe cu următorul membru al jurului. Este vorba despre Daniel Rosner. Daniel Rosner este și profesor la Universitatea Politehnică. Probabil cel mai cunoscut pentru faptul că este wizardul de la Innovation Labs și îl voi invita și pe el să ne spună două, trei cuvinte inspiraționale. Thank you, Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I want to say I think it's great we have such an event today because this is exactly the type of event that we need in order to grow the Romanian ecosystem and especially the health ecosystem. As Diana said, I'm also a teacher, so I'm used to give very long speeches, but I'm sure everybody here wants to start hacking, so I'll be very short. I just want to congratulate everybody for being here today, and especially Dan for making this possible. And I wish you best of luck and see you tomorrow. Mulțumesc pentru suportul și față de echipa noastră. Last but not least, ultimul membru al jurului pe care am plăcerea să introduc este Anca Maria Bundoi, este unul dintre motoarele din spatele acestui proiect. Anca este medic, membru al echipei Johnson & Johnson, dar medic și lucrează de peste 20 de ani în industria farmaceutică din România. Anca, te rog să ne spui câteva cuvinte. Mulțumesc! Sunt foarte emoționată și bucuroasă să fiu la a doua ediție a Healthcare Hackathon alături de dumneavoastră astăzi și vreau să, poate părea redundant, dar chiar vreau să mulțumesc din nou echipei din România, Johnson & Johnson, Georgianei, lui Cristian, Alexandrei, Ioanei și lui Alex Miron, care
a avut ideea acestui hackathon acum 2 ani de zile și de unde am pornit cu toții drumul acestui proiect. Și la fel de mult vreau să mulțumesc Smart Everything Everywhere, Dan, Diana și Tudor, care au fost alături de noi de la început, Ambasadei Statelor Unite și AmCham, care sunt partenerii noștri strategici, doamnei conferențiar Loretta Poun, care a fost alături de noi extrem de mult și este un susținător al ideii și vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi și alături de noi. Și celorlalți invitați care ne susțin, domnului președinte, doamnei director Carmen Orban. Cred că anul acesta hackathonul vine cu ceva în plus față de anul trecut, în sensul în care ne dorim o orientare a proiectelor mai mult către pacient. Pacientul este în centrul preocupărilor noastre, ca și Johnson & Johnson. Și vrem să fie în centrul preocupărilor participanților de la Hackathon astăzi și de asemenea către serviciile medicale de sănătate și către furnizorii de servicii medicale de sănătate din România, care își doresc să fie mai aproape de pacienții români și să reușească să ofere servicii medicale mai performante. Este foarte importantă digitalizarea. În general, este topicul numărul 1 pe agenda Comisiei Europene, este topicul numărul 1 pe agendele multor organizații și agreement-uri de comerț în întreaga lume. Dar ceea ce personal cred că este foarte important în digitalizare este volumul imens de date existente și care vor continua să crească în sănătate. Și cred că viitorul digitalizării și inovația în digitalizare aparține digitalizării în sănătate. Și voi aveți astăzi oportunitatea să fiți niște pionieri în digitalizarea în sănătate din România și să veniți cu niște idei extraordinare care, așa cum spunea domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări, vor putea fi promovate la anul pe perioada în care România deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Și am să închei imediat. Vreau să vă spun că știe cineva când a apărut prima dată ideea de computer book și cine a lansat-o? Steve Jobs, în 1983, la un forum la Aspen pe design tehnologic, a spus că viitorul aparține computerelor care vor arăta ca niște cărți și vom putea să le avem cu noi. În 1983, România a reușit cu succes să implementeze raționalizarea hranei lunare pe niște cartele care ne acordau 5 ouă pe lună, 500 de grame de margarină și 1 kg de făină. Și suntem astăzi aici în 2018, voi nu știți ce a însemnat perioada aceea și să sperăm că nu vom mai ști niciodată. S-au făcut foarte mari progrese și sper să facem în continuare progrese uimitoare, pentru că generația de astăzi și viitorul, de fapt, aparține generației de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Anca, mulțumim tuturor! Mergem mai departe și ne îndreptăm atenția mentorilor, cărora le mulțumim anticipat. Și pentru că e nevoie să-i știți, să știți căror persoane să vă adresați, căror personalități, profesioniști în domeniul sănătății, medical, IT, antreprenoriat, o să vi prezentăm pe scurt cu rugămintea ca fiecare dintre dumneavoastră, mentori, să ne spuneți 3 cuvinte sau 5, într-un minut,
Cum putem dumneavoastră, prin experiența pe care o aveți, să-i ajutați pe participanții la hackathon? Începem cu doamna Carmen Urban, care va fi pe o perioadă mai scurtă, așa că să încercați să folosiți cât mai mult acest aspect. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Eu pot să vă spun decât atât, ușa biroului meu este deschisă permanent pentru orice pacient și pentru orice om care dorește să facă bine și are nevoie de informații legate de spital. Este deschisă absolut permanent. Vă aștept! Mulțumim frumos! O parte dintre mentori sunt azi aici, o parte acum aici, o parte vor veni pe parcursul zilei. Veți primi lista cu toți membrii, cu toți mentorii, atât pe e-mail, astfel încât să știți dacă aveți nevoie de ceva să vă uitați pe acea listă. Voi continua cu domnul dr. Andrian Țăvârnă, manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie, profesor dr. Alexandru Obregea, București, care va veni mai târziu, îl veți avea alături de dumneavoastră. Domnul dr. Eduard Petru Motoescu, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie, este alături de noi și îl invităm să spună câteva cuvinte. Tocmai pentru că noi cumva avem în specificul meseriei noastre aceea de psihiatru grija pentru pacient și cumva focalizat supravegherea acestuia. Sper să găsim împreună soluții în acest domeniu sensibil și la finalul acestor zile să putem implementa soluții inovatoare în acest domeniu. Încă o dată mulțumesc și multă imaginație în acest tărâm al ideilor. Mulțumim frumos, domnul doctor. Mergem mai departe, domnul doctor Mihai Bran, vicepreședinte Centru pentru Inovare în domeniul medical, Inomedica, asistent universitar, Universitatea de Medicină și Familie, Carol Davila, București. Anunțat că ajunge mai târziu un pic, are un bebeluș mic acasă. Domnul Adrian Brezulianu, Managing Director GreenSoft, conferențiar doctor Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași. Bună ziua, Adrian Brezulianu mă numesc eu. Sunt onorat de invitația de a fi astăzi împreună cu dumneavoastră aici. Vreau să vă urez bine ați venit în lumea antreprenorilor și am să fiu foarte scurt și anume încercați să nu vă fie frică să eșuați la prima încercare și să vă consolidați ideea dumneavoastră astfel încât până când veți reuși în scopul și idealul pe care vi l-ați propus. În momentul în care o să mergeți peste ocean și să vedeți ce înseamnă lumea antreprenoriatului în Statele Unite, veți vedea foarte des "Don't be afraid to fail". Încercați să reveniți, încercați să vă regândiți ideile, încercați să deveniți succesful. Mult noroc! Mergem mai departe. Dorin Chioțea, medic, jurnalist TVR1, director editorial la Viața Medicală, la revista Viața Medicală. Dorin, ajut. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, dumneavoastră toți sunteți mentorii mei. M-au convins Alexandra și Georgiana în 2 minute, cred, să vin aici. Acum 2 zile sau 3 zile. Apropo, aș continua ce a spus colegul de mentorat de dinaintea mea. Eu zic că niciun succes nu este final și niciun eșec nu este fatal. Continuați să inovați, să aveți curaj, să nu vă pierdeți niciodată demnitatea și să îndrăzniți, pentru că atât Johnson & Johnson cât și America sunt o companie măreață, respectiv o țară fabuloasă, tocmai pentru că au avut în frunte și au știut să aleagă
meritocratic, evident, oameni care au îndrăznit. 24 de ore au avut la dispoziție toate marile genii și oameni inteligenți ai umanității să facă ceea ce fac, adică același timp pe care îl avem fiecare dintre noi. Folosiți-l, vreau să învăț de la dumneavoastră în aceste două zile cât pot de mult. Ba chiar am chemat-o și pe soția mea să fie alături de mine aici. Și pe fetița mea, care concurează la atletism acum, pentru că sunteți minunați. Vă mulțumesc! Cum pot să ajut? Da, uite că m-am îndepărtat de subiect. În afară de încurajări, poate și de idei, aș vrea chiar să fiu un echipier al dumneavoastră. Nu mă pricep de nicio culoare la IT, dar jurnaliștii sunt oameni care se pricep la toate, dar în realitate la nimic. Deci pot să dau sfaturi. Mergem mai departe. Domnul dr. Gabriel Dinu, medic primar ortopedie și traumatologie, Spitalul Mondra. Bine. Vă rog, bună dimineața! Eu sunt într-o poziție și mai pertinentă, probabil, pentru că în fiecare zi folosesc tehnologia IT, atât în activitatea clinică, cât și în activitatea de cercetare. Din păcate, în continuare, suferim de timp suficient pentru a ne adapta și a lua ultimele aplicații. Și visul meu este să ca pacientul să aibă fie pe chipul de pe cardul de bani sau pe telefon, tot istoricul, în așa fel încât chiar și inconștient sau fără familie, fără acte de identitate, să poată fi vizualizat tot istoricul și astfel să dăm o șansă în plus vieții. Această inițiativă nu ne aparține. Am văzut începutul acestei inițiative în 2004, când șeful meu de la New York, împreună cu încă doi întreprinzători, au început cu American Express o astfel de inițiativă, inițiat pentru clienții VIP al American Express. Chestia funcționează acum. Da, deci e în 2004 și probabil că noi suntem în momentul acum cu această tânără generație să ajungem la același nivel. Mulțumesc! Mergem mai departe. Radu Gănescu, președinte Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Radu, un minut. 30 de secunde. Bună ziua, bună dimineața, sunt pacient de meserie, pacient la manager, la pacient SRL. Deci, din punct de vedere al informaticii, nu am nicio mică idee. Știu să-mi folosesc foarte bine telefonul, dar, cum spunea domnul președinte, aș vrea ca timpul meu să fie foarte bine folosit în sistemul de sănătate. Și dacă vă interesează cum ne petrecem noi timpul în sistemul de sănătate, vă stau la dispoziție. Domnul dr. Dan Malciolu, director medical Centru Servicii Integrate din București, Hospice Casa Speranței. Domnul doctor, sosește. Este. Vă rugăm. Așa, da. Vă rugăm. Un minut, vă rog. Bună dimineața tuturor. Sper să vă pot ajuta prin prisma ce am acumulat în destul de mulți ani, ca și medic de ambulatoriu, medic de domiciliu, medic de clinică. Sper să vă pot da informații din cele colectate de la foarte mulți pacienți și vă urez foarte mult succes. Mulțumim frumos! Doamna dr. Ileana Martare, asistent universitar, sănătate publică și management universitar de medicină. 5 secunde. Bună dimineața tuturor! Am răspuns cu foarte mare drag invitației. Am fost mentor și la prima ediție și a fost una dintre cele mai grozave experiențe din viața mea de profesionist. Știu cum funcționează sistemul de sănătate până la cel mai mic detaliu. Așadar, vă pot ajuta să înțelegeți mai bine unde vreți să acționați și să aduceți plus valoare în sistem. Aștept să mă întrebați orice. Sunt aici pentru voi. Succes! Mulțumim!
Domnul doctor George Cristian Mihăile, doctor radioterapeut, Spitalul Județean de Urgență Bacău. Vă rugăm un minut. Bună dimineața tuturor! Este o mare plăcere să fiu prezent astăzi aici. Îmi place foarte mult că văd foarte mult tineret în sală, ceea ce susține ideea pe care o aveți și la Spitalul Județean Bacău. Vârsta nu contează, important este să vrei să faci ceva, sunt coordonator la unui laborator de radioterapie, sunt un centru de stat și pot să spun că pacienții care vin în centru din Bacău se simt ca într-un centru privat, ceea ce nu contează foarte mult în ziua de astăzi. Vă mulțumesc și sper să fie o întâlnire foarte profitabilă pentru toată lumea. Dragoș Popescu, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România. Bună dimineața, sunt Dragoș Popescu, președintele Asociației Pacienților Afectați de Alzheimer, Parkinson și scleroză multiplă. Veți înțelege de ce sunt președintele acestei asociații, dar înainte de asta vreau să vă spun că viitorul este al Big Data, pentru că computerul va reuși să facă foarte multe lucruri pentru noi oameni. Ce nu știe computerul este să fie creativ. Aici veți interveni voi. Pentru că puteți crea programe și sisteme care să ajute pacienții. Sunt președintele asociației și sunt aici mentor pentru că pot inspira și pot motiva. Vă aștept cu răspunsuri. Domnul doctor Gabriel Șaramet, farmacist, conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Farmacie, Universitatea Medicină și Farmacie Carol Davila, București. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. Văd foarte multe fețe tinere în sală, ceea ce înseamnă că o să aveți din start două dezavantaje în acest eveniment. Un dezavantaj se va legat de faptul că prin prisma vârstei ați avut foarte puține șanse, statistic vorbind, să aveți de-a face cu sistemul de sănătate. Deci va trebui să aveți de la cine învăța, de la mentorii dumneavoastră. Iar celălalt, de asemenea, din cauza vârstei, probabil că nu v-ați dobit foarte multe mediul de afaceri. O să insist pe două idei pe care le-au spus și antevorbitorii mei. Primul, să vă gândiți întâi la pacient. Și al doilea rând, să folosiți pe cât posibil oamenii care sunt aici. Este o oportunitate care nu se întâmplă des. Sper să nu-i zic unică, adică sper să n-am dreptate dacă îi zic unică, fie cât mai mult astfel, dar este o oportunitate rară. Vă mulțumesc și vă aștept orice întrebări. Doamna doctor Anca Stanciu, medic dermatolog clinica Dr. Leventă. Bună ziua, numele meu este Anca Stanciu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt medic dermatolog, în dermatologie deja se vorbește de foarte multă vreme despre telemedicină, despre platforme care ajută la identificarea cancerului de piele în stadii timpurii. Clinica în care lucrez ne confruntăm cu această afecțiune foarte frecvent, cu cancerul de piele. Dacă pot să vă ajut cu informații despre această afecțiune sau despre cum puteți dezvolta idei de a ajuta pacienții să ajungă mai repede la medic, încât să beneficieze de tratament cât mai devreme, eu vă sunt aici la dispoziție. Mulțumim frumos! Luminița Bâlcea, coordonator proiecte Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Un minut, Luminița, mulțumim frumos! Bună dimineața, mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație. Eu cred că și eu și colegii mei vă putem clarifica foarte multe lucruri legate de tot ceea ce înseamnă experiența pacientului în sistem, circuitul pacientului și tot ce îi poate fi util pacientului și asta din prisma experienței noastre din ultimii 10 ani. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! O invit alături de mine pe Diana, mulțumesc Diana Smart Everything. Mulțumim, Georgiana, și mulțumim paneliștilor pentru răbdare. Mai avem puțin. Trecem la partea de IT, pe scurt. Partea mai agilă, ne mișcăm foarte repede pentru a ajunge să ne apucăm de hacking. Invit să spună câteva cuvinte și
care vor ajuta pe tot ce înseamnă dezvoltare de produs, oameni care se pricep la investiții, la marketing, developer talentați și știu că sunt mulți dintre ei aici. Te rog, Ionuț Aimițoaiei, care este Project Officer la Comisia Europeană și membru al echipei SI, spune-ne în trei cuvinte cu ce poți să ajuți pe participanți. Da, bună dimineața! M-a trezit, mă bucur să ne vedem din nou la a doua ediție și mă bucur să văd din nou fețe care le-am văzut și anul trecut. Eu sunt pentru a doua oară mentor în cadrul ediției Hack and Help. Să nu pot în trei cuvinte, deci asta, Diana, să știți că ăsta este foreplay la ce se va întâmpla la prezentare. Eu, ca profesie, sunt ITist, am peste 20 de ani de experiență în IT, 15 ani de experiență în management, am, într-adevăr, în momentul de față, ca job, Project Officer la Comisia Europeană, sunt Chief Information Officer în cadrul Smart Everything Everywhere, iar în cadrul Comisiei pe IT mă ocup de Data Science și Predictive Analytics. Deci, dacă aveți întrebări, IT, Management și Analytics sunt aici pe bun. Mulțumim, Ionuț, și eu vă asigur în numele lui că va fi aici și pe parcursul nopții, va fi unul dintre mentorii de care vă putea profita și până târziu. Merg mai departe cu următorul mentor, este vorba despre Daniela Buscan. Daniela este program director Academy Plus, școală de coding din România. Daniela, te rog să-mi spui cum pot să-i ajut pe participanți. Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație. În primul rând, felicitări tuturor celor care s-au înscris la competiție. Cred că e nevoie de mult curaj să faceți asta și, în mod specific, felicitări elevilor de liceu. Nu e ușor să te expui la o vârstă atât de mică. Foarte pe scurt, experiența mea e din zona de business. În 2015 am terminat Ecol Superior de Comerț și marketing. Așa că o să vă întreb cum o să faceți bani din ideile voastre, astfel încât să le putem extinde și să ajungem la cât mai mulți pacienți cu ele, să salvăm cât mai multă lume. O să mai zic două lucruri vis-a-vis de proces, vis-a-vis de ce anume o să vi se întâmple în aceste 24 de ore. O să vedeți, suntem mulți mentori în sală, o să interacționați cu mulți dintre noi și e posibil să vedeți că fiecare mentor are o altă perspectivă asupra ideii voastre și îi dă altă formă și nuanță. Aveți încredere în voi. Al doilea lucru pe care vreau să-l mai spun, la prezentări e posibil să aveți emoții. Nu vă faceți probleme, toată lumea are și eu am acum. Mult succes! Mulțumim, Daniela, și mulțumim că o să le pui această întrebare esențială, ce problemă rezolv și care-i nevoie răspunde soluția ta. O să vă tot întrebăm asta pe parcursul zilei de astăzi. În cealaltă direcție. Te rog, Costin Costa, Costin, spune-ne, tu ești tech-gurul nostru, tu ne-ai adus goodies bag, ai fost aici anul trecut, non-stop, știm că ne putem baza pe tine, spune-ne două cuvinte. Neața lume, știu că abia așteptam să începeți treaba, așa că vreau să vă zic cu ce pot să vă ajut eu aici. Noi avem destul de multe componente hardware, avem Arduino, Raspberry Pi, Sensor, Kinect, Leapmotion, ochelari, VR, lucruri de genul ăsta. De orice aveți nevoie de ajutor în hardware sau în software, dacă vreți să faceți bootstrap pe anumite lucruri, să dezvoltați ceva repede, pentru că e hackathon și toți o să fim panicați și probabil multe lucruri nu o să iasă, let me know și încercăm să rezolvăm soluția și vreau să văd de la voi sincer colaborare, pentru că văd multe fețe cunoscute și mulți ați mai fost la evenimente. Adică încercați să vă ajutați între voi, de fapt fiecare de aici e un mentor pentru ceilalți și trebuie să ne ajutăm. Let's thank you and thank you kindly, Petori, for your patience. We have three or four more mentors to present. Merg mai departe, pe, din nou, spre partea de comunicare și marketing. Va trebui să vă și marketați produsul, chiar spre un stadiu incipient. Gabriela Ivan, Marketing Communication Manager, First Tech Challenge. Te rog. Mulțumim foarte mult pentru invitație, Diana, Dan, Tudor.
Sunt aici și reprezint Nația prin Educație, care organizează programul de robotică First Tech Challenge și mă bucur că sunt alături și de niște membri echipelor noastre de robotică care participă la hackathon-e. Vă urez succes și sunt alături de voi pe partea de comunicare, storytelling, gândire de parteneriate, schimb de idei și vă urez mult succes. Mulțumesc! Mergem mai departe cu Matei Dumitrescu, Co-Director Founders Institute, VP Tech Angels. Matei, spune-ne cum poți să meargă global. Asta este o glumă. Bună dimineața și bine ați venit aici. Eu mi-am lăsat azi de dimineață cei trei copii acasă cu un scop, pentru că încercam în ultima vreme tot ce fac să fac cu un scop. Un scop bun, să fiu mândru de lucrurile care le fac. Sunt investitor și startup mentor și mă ocup de acele proiecte doar care au un scop bun, care ajută societatea sau mediul. Iar faptul că acest hackathon poate să ajute pacienții, poate să ajute la prevenție, poate să îmbunătățească tot ecosistemul medical din România, îl include în acest domeniu vast de care mă ocup eu, numit Impact Investing. Eu sunt aici pentru voi deoarece am mentorat sute de startup-uri pe tot mapa mondului. Am mentorat din Malezia până în Brazilia. Am investit în startup-uri din România, dar până în Silicon Valley. Știu cum se transformă o idee într-un proiect. Și știu cum un proiect putem să-l facem sustenabil și mare, ajutându-l și cu finanțare. Deci apelați la mine pentru aceste lucruri. Nu în ultimul rând, sunt aici în calitate de director al Founder Institute și am pentru voi două premii, nici nu știu cum să le zic. Putem să extindem pentru orice echipă care vrea să participe în Founder Institute tariful de Early Bird. Noi avem cel mai mare preaccelerator din lume, născut în Silicon Valley, numit Founder Institute, și care se ocupă de idei și le transformă în proiecte de business. În plus, vă putem oferi și un assessment de numit The Entrepreneur DNA. Puteți să intrați online și deși costă 50 de euro, dacă sunteți aici și faceți aceste lucruri bune, puteți să-l faceți pe Founder Institute gratuit. Doar să ne contactați. Vă mulțumesc! Urmează să ne spună două cuvinte, nu știu dacă este în sală, nu l-am observat încă, pe Alexandru Panaitescu, Product Development Expert la EMAG. Nu este încă aici, dar cu siguranță veți putea apela la el mai târziu pe parcursul zilei, pentru tot înseamnă dezvoltare de produs. Merg mai departe și spre unul dintre partenerii noștri și pentru proiectul ce susține fetele în IT. O rog pe Alexandra Petrea, IT Manager Girls Who Code Romania, dacă este aici, să ne adreseze două cuvinte. Nu este aici. Ok, mergem mai departe către design people. Ionuț Opa, cofondator și coordonator de proiecte la Civic Tech. Pe Ionuț îl cunoaștem deja de mai multă vreme și dintr-o viață anterioară. Am lucrat împreună, a fost bursier Go IT Hub. Ionuț, spune-ne cum ne ajuți cu designul. Păi, în principiu, o să fiu aici prezent astăzi și mai ales mâine, să vă ajut pe partea de interfață. E foarte important codul, foarte important partea de hardware, senzori, dar să nu uităm interfața. Interfața, până la urmă, e elementul cu care utilizatorii produselor digitale și cele pe care o să le propuneți voi, interfața, spuneam, e cea cu care interacționează cel mai bine utilizatorul. Cu cât îi creați o experiență mai plăcută și mai ușoară, mai prietenoasă, cu atât mai bine. O să vă ajut și pe partea, dacă e cazul, pe partea de prezentare, slide-urile pe care trebuie să le faceți pentru mâine. Ok, găsiți aici pe Ionuț. Și în ultimul rând, Adriana Valman, Vice President Girls Who Code.
nu este încă aici, dar se va alătura nou în curând. Mă rog pe Georgiana să continue cu partea de ceremonie și... Mulțumesc frumos! Mai avem un mentor, să știți, din partea asociațiilor de pacienți, cu scuzele de rigoare, Iulian Petre, director executiv UNOPA. UNOPA este Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA. Experiența mea este pe organizații de pacienți, pacienți și problemele acestora. Cam cu asta v-aș putea ajuta. Mulțumesc frumos! Mulțumim mult de tot! Mulțumim tuturor! Și acum îl invit alături de mine pe Cristian și pe Dan Nechita, pentru că dorim să mulțumim partenerilor noștri strategici. Și îmi face deosebită. I want to mention that it is my high pleasure to award the certificate of appreciation proudly presented to His Excellency Mr. Hans Klemm, U.S. Ambassador to Romania, in recognition of an outstanding contribution to Hacking Health Romania, the second edition of the most important hackathon on e-health in Central and Eastern Europe, and the great support for the innovative digital initiatives on education, prevention, and health development. Thank you so much. And for our Anca Harasim, Director Executive for AmCham, thank you so much. Și pentru că doamna doctor Orban mâine nu va putea fi alături de noi, îi mulțumim astăzi pentru onoarea de a fi mentor și a fi alături de noi. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Îi dau cuvântul mai departe lui Dan Nechita, Smart Everything Everywhere, aveți the floor! Da, mulțumesc, Georgiana. Cred că singurul lucru care mai rămâne de spus este mulțumim foarte mult distinșilor noștri invitați. Mulțumim tuturor că ați avut răbdare, cred că a fost important să auzim din partea partenerilor care ne vor susține, vă vor susține proiectele și din partea mentorilor care vă vor ajuta pe decursul întregului weekend. Let's hack! Mărita a adăugat faptul că urmează o pauză de 20 de minute, după care, foarte important, sesiunea de pitching, un minut pe echipă, ne spuneți despre ce este vorba, mai formăm echipă dacă e nevoie. Ne vedem în 20 de minute. Mulțumim! Thank you for the patience. We were like 15 minutes over. We are like 20-some minutes. Mulțumim mult pentru răbdare. A fost lungă. Da. Mâine e treabă. Să facem la cineva.
Adică,
Eu am văzut, am venit așa, mai ca pe caturniști în bucă. Mai ca pe caturniști, că se vedea lor. M-am dat pe Facebook. Thank you.
că tot să ne intrăm fără să participant care nu are încă echipă, dar a venit cu o idee de proiect și vrea să, mai vrea să aibă o șansă să-și picioască ideea fața tuturor, în speranța în care își va mai găsi un alt partener, cel puțin un alt partener, din moment ce fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin două persoane. Puteți din camera, dacă nu aveți încă echipă și aveți un proiect pe care vreți să-l piciuiți. Nu? Ok, dar dacă nu aveți echipă, dar nu aveți niciun proiect pe care vreți să-l piciuiți. Bun. Ok, bun. Fii atent la piciurile astea. Bun. Bun, deci acum o să trecem rapid prin fiecare echipă, în ordine alfabetică. Vă rog frumos, 2-3 cuvinte, numele echipei, numele proiectului și ce vreți să faceți, ce vreți să dezvoltați în câteva cuvinte. Mulțumesc mult. Deci o să începem cu echipa Alter Animus. O secundă.
Alfa Alter Animus. Mulțumim mult! Echipa Change Them All! Mai este un headset. Salutare! Eu și împreună cu colegul meu formăm echipa Change Them All. Ce ne-am propus la acest hackathon este să punem accent și pe sănătatea mentală, pe lângă cea fizică, deoarece considerăm că este cel puțin la fel de importantă, și să contribuim la descurajarea ceea ce cu toții cunoaștem, fenomenul de bullying, care este, din păcate, foarte prezent în România și afectează majoritatea copiilor care sunt încă își desfășoară studiile. Practic, noi vom analiza pe cele trei roluri din cadrul acestui fenomen. Pe victimă vrem să o ajutăm prin oferirea de feedback și de relații directe cu anumiți supervisori la instituțiile la care învață. Pe martori, în primul rând, să-i responsabilizăm și să contribuie la combaterea acestui fenomen, iar pe agresori să-i educăm prin crearea unor simulări în realitate virtuală bazate pe experiențele victimelor pe care le-au agresat. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și sunt convins că sunt niște mentori pe care ați auzit mai devreme, cu care veți vrea să vorbiți. Echipa CNEO. Scuzați. NIO. Bună ziua, eu sunt Patrick. Echipa noastră, proiectul nostru ține, se bazează pe asistarea pacienților care se recuperează după ruptura de ligament cruciat anterior. Foarte pe scurt, avem o parte de hard care este reprezentată de o genunchiere elastică care va monitoriza anumiti parametri medicali și o parte de soft reprezentată de o aplicație în care pacienții vor putea să facă anumite exerciții și să ia și contactul cu kinetoterapeutul sau cu medicul respectiv care sunt atribuiți și să monitorizeze procesul și progresul pe toată durata recuperării. Mulțumim mult! Echipa Dirty Bits. Salutare, noi vom face o aplicație care are acces la o bază de date unde avem putem înscrie dacă vrei să donezi sânge sau organe, poți să te oferi voluntar, iar dacă ești medic sau familia cuiva și vrei să cauți organe sau sânge pentru un apropiat sau din nou pacientul, puteți să le căutați baza de date, acolo la organe vom specifica toți factorii de compatibilitate, locația și ne mai gândim noi. Pentru asta o să fiți aici 48 de ore, să vedeți cum mai evoluează. Echipa Error 408. Hello, noi suntem echipa Error 408 și ne propunem să dezvoltăm un sistem pe care am dorit să-l implementăm în spitalele din România. Ca scop principal avem prioritizarea traficului de pacienți. Targetul nostru sunt pacienții care vin cu probleme de prioritate redusă. Să montăm, de exemplu, o tabletă unde pacienții își pot introduce câteva date, ce probleme au, iar sistemul nostru îi va redirecționa la doctori în caz că
necesită asistență medicală sau dacă problema nu este atât de urgentă, de exemplu, să se rezolve doar prin medicație sau chestii de genul ăsta. Mulțumim. Mulțumim mult. Echipa Genetics. Noi vrem să ajutăm oamenii, cei care suferă de obezitate, de malnutriție, de diabet. Încercăm să aducem ceva ceea ce nu a fost încă adus pe piață, pe piața globală, informația genetică care va putea fi utilizată de către medici, de către nutriționiști și în mod special prin intermediul digitalizării și prin intermediul celor două zile, împreună cu colegii mei, o să reușim, sper să vă arătăm, o aplicație care să poată fi utilizată de consumatorul final. În sper să dumneavoastră veți putea să identificați nevoile noastre nutriționale, astfel încât să vă acoperiți toate riscurile de eventuale boli. Mulțumesc mult! Cum se numește? Aplicația se numește Genetics, este proiectul și urmează să vedeți în două zile. Mulțumim mult! Echipa Heartbeat. Echipa Heartbeat s-a transformat. Seară am stat mai mult și ne-am discutat. Va fi echipa Five to Go ID. Așa că suntem 5 entuziaști care vor să schimbe puțin lucrurile. Acum, în contextul nostru, am vrea să propunem un proiect, se numește Heartbeat IT Platform, în care ne propunem să aducem un beneficiu pacienților, în principal pacienților cardiaci, prin utilizarea unor senzori care să aducă în vederea pacienților după o perioadă de învățare și adaptare a comportamentului, dar și a tratamentului pe care fiecare dintre aceștia îl au, să aducă niște funcții predictive cu privire la posibilitatea apariției unui infarct sau unui atac ischemic în timpul activității zilnice și not least și ideea mea în cadrul acestei echipe de a avea formulare de apreciere a calității vieții pacienților în timpul tratamentului. Mulțumesc mult! Echipa Lord Technologies. Salutare, reprezint echipa Lord Technology și propunem să realizăm o soluție software prin care o grădiniță, un cămin sau un after school poate comunica cu clientul, clientul fiind un părinte al unui copil cu diagnosticat cu diabet sau predispus pentru diabet. Această platformă va realiza diferite statistici și predicții pentru alimentația pacientului, copilului în speță și va putea fi legată și cu bazele de date ale casei de asigurări pentru a realiza diferite statistici de Big Database la nivel național, de ce nu, și poate chiar implementată efectiv în sistemul de stat, chiar deoarece o să atacăm o piață, eu zic eu, sensibilă, piața copiilor, efectiv, dar poate fi implementat apoi și pentru adulți. De ce nu și un jurnal pentru adulți, efectiv, ca să nu mai stea pe coicică, cum se practică. Mulțumesc! Mulțumim! Ok, urmează echipa Neural VR. Bună ziua, sunt Radu de la echipa Neural VR. Voiam să vă întreb de câte ori ați fost la doctor și ați avut o procedură de imagistică medicală și ați ajuns acasă cu un DVD sau un CD. Ce ați făcut cu el? Într-o astfel de mediu, puteți găsi efectiv conținutul unui organ sau propriului corp. Noi avem o soluție ce ne permite să vizualizăm într-un spațiu de realitate augmentată sau VR atât un organ, cât și să putem să realizăm un mesh 3D care poate fi printat 3D. El l-am întâlnit pe Dragoș, el este cercetător și doctorand în neuroimagistică, și ne-a ajutat, cred că până pe la 12 am stat, să ne uităm pe baze de date, să putem să antrenăm mai departe platforma noastră și să dăm o soluție cât mai bună pentru pacienți cu principii de open data și pentru medici să poată să facă cercetare. Ne-am propus să facem cât mai mult zoomot în mai cercetării și să adunăm cât mai mulți oameni cu care să colaborăm ca să putem să facem o distanță cât mai scurtă între înțelegerea unei afecțiuni de către un pacient și capacitatea doctorului de a explica
efectiv pacientului unde este situată, de exemplu, o tumoare sau când are un început de Alzheimer direct pe scoarța cerebrală. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Echipa Next! Foarte mult. Ok, echipa Quantum Robotics. Salut, sunt Cristian de la Quantum Robotics. Vrem să realizăm un sistem pentru oamenii care au diverse intoleranțe și alergii alimentare, pentru că de cum am observat acestor este foarte greu să-și găsească alimente și meniuri ce să mănânce. Aceia se vor înregistra în aplicația noastră, care le va propune un meniu cu funcție de intoleranță de fiecărui om și alergiile. Pe lângă aceasta, aplicația le va arăta și de unde să-și cumpere alimentele speciale. Aplicația noastră arată și partea pentru agenții economici pentru a se înregistra și a-și putea vinde produsele prin intermediul aplicației. Pe lângă aceasta, noi vrem să introducem și concepte de nutrigenomics pentru managementul unor boli cronice pentru pacienți și oamenilor care vor să te construi de viață mai sănătos. Mulțumesc! Mulțumim! Echipa Robotors. Bună ziua, mă numesc Călin și reprezint echipa de Robotors, iar noi, prin proiectul nostru, Phoenix Healthcare, intenționăm să ajutăm pacienții care necesită un transplant de organe. Având în vedere că sunt foarte mulți români, aproximativ 5.000, care așteaptă în linie pentru un organ, aplicația noastră intenționează să îi coordoneze, să îi ajute, să găsească un donator, să-i pună în legătură cu un doctor, eventual și o firmă de asigurări dacă au nevoie să facă operația în afară și mai plăim și legătură cu o farmacie, dacă au nevoie de medicamente. Asta este momentul. Mulțumim mult! Echipa Robeter. Bună ziua, sunt David de la echipa Robiter și proiectul nostru vrea să îmbunătățească relația dintre doctor și pacient, toate acestea fiind făcute cu ajutorul inteligenței artificiale și a unor platforme web, să se identifice pulsul pacientului, transmiterea la distanțe foarte mari, detectarea stresului a nivelurilor de stres și a corectării poziției spatelui, datorită că nimeni nu stă drept și... Mulțumim și cer scuze că n-am pronunțat bine numele, Robiter. Echipa Solaris. Ne propunem să... o soluție mobilă de planificare anticipativă a resurselor în cazul actului medical de urgență pentru pacientul critic, practic dorim să matching, să spunem, informația critică să utilizăm în așa fel încât să se transforme în o speranță de supraviețuire superioară pentru pacient și performanță pentru actul medical. Mulțumim! Echipa VAMA. Bună ziua! Soluția noastră fiind pentru clinicile și spitalele care au instituții de cercetare și ar rezolva centralizarea și standardizarea tuturor datelor a istoricului analizelor pacienților și după aceea folosirea inteligenței artificiale și a tehnologiilor Big Data pentru detectarea și predicerii unor trenduri în sănătatea diferită. Mulțumim mult! Echipa X-Vision. Salut, sunt Ștefan, reprezint echipa X-Vision și noi am plecat de la problema generată de faptul că
în ziua de astăzi sunt generate tot și tot mai multe imagini medicale și radiologii care trebuie să le interpreteze sunt cam aceiași în număr. Deci asta înseamnă că poți ajunge foarte ușor supraaglomerați. Ne vrem să-i ajutăm, dându-le un asistent care se bazează pe inteligența artificială, să-i ajute să interpreteze imaginile de CT. Mulțumesc! Mulțumim, echipa Zamorxis. Bună ziua! Ne vrem să ne cu o soluție completă pentru sistemul de urgență din București și orașele mai mari, care sunt în principal pentru și foarte aglomerate. Și vrem să ajutăm atât partea de informare a publicului și cum trebuie să reacționezi când vezi o ambulanță trafic și ce să faci, cât și ambulanța în sine, să ajutăm fizic să treacă mai repede intersecții. Mulțumim mult! Și last but not least, echipa, să văd dacă nimeresc bine, ZIT Zone. Ați zis bine? Mă numesc Corbore Sam Samuel, reprezint ZIT Zone și noi vrem să oferim o soluție web completă pentru medicina de familie, mai pe scurt, să poată să preia rețetele medicale prescrise de medic, să ofere o hartă a farmaciilor unde putem găsi toate medicamentele de pe rețeta medicală, să fie o soluție mai simplă pentru codul de pe rețeta medicală și anumite puterniciri pentru persoanele care nu se pot deplasa, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, din familie și nu numai. Mulțumim foarte mult! Bun! Acum este încă o dată un final call pentru orice participant fără echipă care ar mai avea o idee de biciuit, da? Avem una în spate. Da, Felix mă numesc. Eu vreau să dezvolt algoritm de diagnostic ai subtipurilor de diabet care sunt recent identificate. Algoritm care să fie la dispoziția pacienților și care să-l ajute să-și stabilească mai bine tipul, subtipul de diabet și riscurile la care e expus. De asemenea, un spreadsheet online în care să-și încarce datele de glicemie și pe care să-și calculeze mulți indici care pot ajuta să-și dea seama dacă controlul glicemic e optim sau nu. Dacă cineva e interesat, mă contacteze. Dacă poți să ne zici mai ce skill-uri ai nevoie? Web developer, orice designer. Ok, bun. Și dacă puteți ridica mâna cine nu are încă echipă? Ok, deci în primul rând voi ar trebui să vorbiți după această sesiune. Bun. Atunci cred că putem să start hacking și pentru a face acest lucru vă rog pe toți să ne ajutați să strângeți scaunele, să facem puțin loc și după aia să veniți, să vină un reprezentant din fiecare echipă către mine și să-mi spuneți de ce aveți nevoie. O masă de două mese, unde le vreți amplasate și după aia vă aduceți scaunele și le puneți acolo și începem să lucrăm. Și apropo, dacă aveți nevoie de prelungitoare, dacă și de acelea.